Salutăm pe toți în această nouă zi, în această dimineață. Ne bucurăm că Dumnezeu ne-a dăruit această duminică și ne bucurăm că putem să stăm în închinare înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă este o zi anunțată ca fiind călduroasă, o să încercăm să limităm cât de mult se poate timpul nostru de stat, mai ales pentru cei care sunteți în soare. O să încercăm să stăm cât de puțin se poate, astfel încât să nu fiți afectați de căldură, de soare. Dacă, de aceea am și pus mai multe scaune în partea aceasta, pentru că acolo este mai multă umbră în zona mea dreaptă. Dacă veți avea nevoie de umbrele, mai sunt umbrele, aici încă două umbrele veți putea să luați și să folosiți. Nădăjduim însă ca nimic să nu ne oprească din a aduce închinare lui Dumnezeu, pentru că El merită să fie slăvit și merită să primească toată slava. Dacă aveți cărțile de cântări, vă rog tare mult să le deschideți, sau cartea fizică, tipărită, sau o aplicație pe telefon, la numărul 12. Numărul 12 este cântarea pe care vrem să o înălțăm împreună acum. Și spunem în cântarea aceasta: totul te adoră în lume, Doamne mare, Doamne sfânt, proslăvindu-ți al tău nume sus în cer și pe pământ. Haideți să ne ridicăm și cu toată bucuria să cântăm pentru slava lui Dumnezeu, pentru că totul îl slăvește pe El. Zi. Îți slăvim numele pentru că El este vrednic de toată lauda.
Ne unim, Doamne, în această zi cu natura întreagă, cum am cântat și am spus că totul Te adoră în lume. Și noi, Doamne, venim înaintea Ta în închinare în această zi. Te înălțăm pe Tine și îți mulțumim că Tu ești Dumnezeul Creator al tuturor lucrurilor. Mulțumim pentru că atât de mult ne-ai iubit încât Ți-ai dat Fiul să moară pentru noi. Mulțumim, Doamne, că vrei să ne sfințești și de aceea, Doamne, în fiecare zi vrei să lucrezi la viețile noastre. Mă rog, Doamne, ca Tu să binecuvântești și ziua de astăzi. Amin. Și, Doamne, închinarea pe care vrem să Ți-o aducem, vrem să fie pentru slava Ta, Doamne. Și vrem, de asemenea, să fie cu folos pentru sufletele noastre. Mulțumim pentru toți cei care sunt prezenți astăzi la închinare. Doamne, revarsă-Ți îndurarea peste toți după nevoile fiecăruia. Ne rugăm, Doamne, de asemenea, pentru cei care sunt bolnavi. La fel cum, Doamne, ne rugăm pentru cei care s-au îndepărtat de Tine. Doamne, nu vrem să-i uităm, ci vrem, Doamne, așa de mult ca Tu să fii acela care să le cercetezi inimile. Ne rugăm, Doamne, de asemenea pentru orașul nostru. Doamne, Te rugăm frumos să ne ajuți pe fiecare dintre noi să căutăm mai mult fața Ta. Binecuvântează, Doamne, Te rugăm frumos cu girul, binecuvântează țara întreagă. Ne rugăm, Doamne, mai ales în perioada aceasta când urmează să fie alegeri. Din nou, Doamne, Te rugăm frumos ca Tu să dai înțelepciune în alegerile pe care trebuie să le facem. Vrem, Doamne, așa de mult ca prin toată viața noastră să fim o bună mărturie pentru Tine în locul unde ne-ai așezat. Doamne, numele Tău să fie înălțat și binecuvântat în veci de veci. Amin. Vă invit să vă așezați. Și haideți să mai cântăm împreună. Și cântarea următoare o găsim la numărul 58. Cântarea spune... O cântare de mărire am în inimă mereu de când L-am găsit pe Domnul la Calvar. El a dat odihnă sfântă, pace sufletului meu și sunt liber, fericit, prin al său har.
acestea mi-au adus aminte de un verset din profeția lui Ieremia 31. Este un verset foarte frumos, care sigur nu ni se adresează în principal nouă, ci se adresează în principal poporului Israel. Dar putem să luăm și pentru noi cuvintele acestea, pentru că noi suntem mai speciali în ochii lui Dumnezeu, pentru că pentru noi, ca și pentru toți oamenii de altfel, Dumnezeu și-a jertfit Fiul. Dar spune versetul acesta: te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Noua traducere acestui verset spune: de aceea îmi păstrez îndurarea față de tine. Dragii mei, noi toți care suntem în locul acesta am experimentat dragostea lui Dumnezeu. Am experimentat-o în viețile noastre, pentru că deși nu aveam nimic valoros, deși nu aveam nimic care să-L facă pe Dumnezeu să-și îndrepte privirea spre noi, totuși Dumnezeu s-a îndurat de noi și și-a dat Fiul să moară pentru noi, să ne răscumpere din felul nostru deșert de viețuire. Și pentru noi sună cuvintele acestea când spune Dumnezeu: te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea sau îndurarea mea. Dragii mei, și în săptămâna aceasta cred că fiecare dintre noi am putut să vedem mâna lui Dumnezeu în viețile noastre. Și în săptămâna aceasta cred că fiecare dintre noi am putut să simțim îndurarea și să ne bucurăm de îndurarea Lui. Dacă n-ar fi fost îndurarea lui Dumnezeu, niciunul dintre noi nu am fi în locul acesta. Am fi poate într-un spital sau poate mai rău, am fi fost plecați din lumea aceasta. Dar iată, Dumnezeu ne-a dăruit zilele acestea, ne-a dăruit săptămâna aceasta ca să cerceteze inimile noastre și iată astăzi să putem să stăm în închinare în prezența Lui. Aș vrea să avem un timp de rugăciune în care să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea Lui, pentru noi. Atât de mult ne-a iubit încât și-a dat Fiul să moară pentru noi. Aș vrea să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru bunătatea și pentru îndurarea Lui. Aș vrea să-L slăvim pe Dumnezeu pentru că El ne ține în brațul Lui și este extraordinar. Știu că este un pic greu, să mai ales dumneavoastră cei care stați la soare, care stați în soare, dar dincolo de acest aspect, uitați-vă la natură, la tot ceea ce Dumnezeu a creat, la universul acesta extraordinar. Am avut ocazie zilele acestea să mergem așa puțin, dată fiind situația în care suntem în contextul de pandemie, ne-am dus puțin pe munte, prin alte zone și am putut să vedem frumusețea lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu și în astfel de locuri din natură. Dragii mei, aș vrea să avem astfel de rugăciuni în această zi. Să-L binecuvântăm pe Domnul pentru dragostea Lui. Să-L binecuvântăm și să-I mulțumim pentru îndurarea Lui. De asemenea, dacă sunt lucruri pentru care să mijlocim înaintea Lui, vă încurajez să o facem. Dacă știți persoane care sunt bolnave, și avem între noi care sunt fraților care sunt bolnavi, dar poate aveți dumneavoastră cunoscuți, îi aducem înaintea Domnului. Ne bucurăm că vedem pe fratele Neluțu astăzi, trecut prin operație, este încă slăbit, dar ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze. Ne rugăm pentru și ne bucurăm de sora Turica, să o vedem și pe dumnea ei. Continuăm să ne rugăm pentru cei care sunt în astfel de situații. Dar aș vrea înainte de a ne ruga să mai cântăm împreună încă o cântare. Este o cântare care vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. Dacă acesta este subiectul, tema de la rugăciune în această zi. Cântarea 170, la numărul 170. Iubirea Lui e mult prea mare în vorbe simple să o descrii. Mai sus de orice stea răsare și în adâncime o poți găsi. Înaintea Lui, când vii și spui păcatul tău murdar, El prin Iisus îți dă de sus iertare în al Său har. Cântăm această cântare și apoi prin câțiva dintre dumneavoastră, care sunteți aproape, care sunteți mai departe, acolo nu-i problemă,
ne auzim și haideți să lăudăm pe Domnul prin rugăciuni și să mijlocim înaintea Lui după ce cântăm această cântare. Scrisă în cărțile de cântări, dar cu siguranță vă aduceți aminte. Spune cântarea aceasta, îți mulțumesc din inimă, iubite Salvator, de mii de ori Tu m-ai scăpat și mi-ai dat ajutor. Când eram în lume pierdut și fără adăpost, atunci în față mi-ai apărut și mi-am găsit un rost. Este o cântare frumoasă și vrem să-i mulțumim Domnului pentru îndurarea Lui și prin această cântare. Thank you.
ta. Aici mai este încă umbră în zona asta, mai sunt și vreo două scaune, se pot și muta un pic, dacă pentru cei care stați la soare doriți să vă mutați, puteți să o faceți. Suntem creștini și suntem oameni care credem în Dumnezeu. Dar mă întreb, oare trăim noi în fiecare zi conștienți fiind de existența lui Dumnezeu? În urmă cu vreo 10 ani, un pastor american a scris o carte, următorul titlu: Creștinul ateu. Să crezi în Dumnezeu, dar să trăiești ca și cum El nu ar exista. Și el își începe cartea într-un mod foarte interesant. Și spune în felul următor: Salut! Numele meu este Craig și sunt un creștin ateu. De când mă știu, am crezut în Dumnezeu, dar nu am trăit întotdeauna ca și cum El ar fi existat. S-ar putea să crezi că este destul de ciudat pentru un pastor să se lupte cu astfel de trăire, ca și cum nu ar exista Dumnezeu. Totuși, în colțul meu de lume, creștinismul ateist este o pandemie spirituală care se răspândește extrem de repede. O pandemie care poate să otrăvească, poate să îmbolnăvească și să ucidă din punct de vedere al veșniciei. Totuși, creștinismul ateist este foarte dificil de recunoscut, în special de cei care sunt infectați cu el. Poate că veți zice cum să fie posibil așa ceva. Eu cred că, într-o oarecare măsură, are dreptate autorul acesta în această carte, prin acest titlu al cărții. Pentru că, din păcate, trăim într-o vreme, într-o lume în care oamenii, chiar dacă se numesc creștini, chiar dacă spun că ei îl cunosc pe Dumnezeu și se închină lui Dumnezeu, foarte mulți dintre ei nu trăiesc ca și cum Dumnezeu ar exista. Și nu vorbesc aici doar despre bisericile tradiționale. Mi se pare că și nouă, uneori, și pentru noi a ajuns să fie o obișnuință relația cu Dumnezeu sau trăirea vieții de creștin sau de baptist sau ce nume om avea, mi se pare ceva obișnuit. Și nu mai suntem atât de interesați de o relație profundă cu Dumnezeu. Aș vrea ca în mesajul din această dimineață să ne concentrăm pe următoarea provocare. Și astăzi o să începem să vorbim despre acest aspect și nădăjduim cu ajutorul lui Dumnezeu duminica viitoare să finalizăm. Provocarea este următoarea: trăiește în fiecare zi în lumina veșniciei. Sau trăiește în fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Pentru că noi nu suntem stăpâni pe zilele noastre, nu suntem stăpâni pe viețile noastre și asta vedem cu atât mai mult în perioada aceasta, în vremurile acestea. Vedem cât de ușor ni se schimbă planurile de pe o zi pe alta și cât de firavă este viața noastră. Zilele trecute, un păstor din zona Sibiului și-a pierdut unul dintre copii. A murit într-un accident de muncă la 20 și ceva de ani, către 30 de ani. Nu știi ce vine.
Impresia mea este că de multe ori trăim ca și cum nu s-ar putea întâmpla nimic. Știu că nu ne place o astfel de provocare, să trăim în fiecare zi în lumina veșniciei. Mai mult ne-ar place să ni se spună să ne trăim viața, să ne trăim clipa și să ne bucurăm de momentele fericite pe care le avem în viață, dar cred că acum mai mult ca oricând ar trebui să învățăm să trăim cu gândul la veșnicie, adică să conștientizăm mai mult în fiecare zi existența lui Dumnezeu. Ne uităm în această dimineață în a doua parte a capitolului 4 din epistola lui Iacov, de la versetul 11. Spune cartea aceasta, pasajul acesta: nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău? Ascultați-mă acum, voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea, deși ne știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Ce înseamnă să trăiești în fiecare zi în lumina veșniciei sau cu perspectiva veșniciei? Întâi de toate, a trăi cu perspectiva veșniciei înseamnă să nu intri peste atribuțiile lui Dumnezeu. Înseamnă să nu intri peste atribuțiile lui Dumnezeu, să nu faci tu ceea ce ar trebui El să facă, ceea ce face El de fapt. Versetele 11 și 12 spune Iacov: nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe fratele său sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău? Citind versetele acestea, ne punem întrebarea, oare Iacov chiar vorbește celor din biserica primară? Oare Iacov vorbește creștinilor din primul veac? Nu cumva Iacov a greșit secolele? Sigur, între noi nu se întâmplă astfel de lucruri, precum cele pe care le descrie Iacov. Și, ca de obicei, cei de față se exclud. Nu-i vorba despre noi. Dar se pare că unele dintre lucrurile cu care ne confruntăm astăzi sau pe care poate le practicăm astăzi nu sunt chiar noutăți, ci sunt lucruri cu care și cei din primul veac de creștinism s-au confruntat. Parcă Iacov ar adresa o rugăminte fraților din vremea lui, credincioșilor din vremea lui, când le spune, și parcă așa am avea tendința să privim, să vedem cuvintele lui ca o rugăminte, fraților, nu vă vorbiți de rău. Dar de fapt, Iacov nu adresează o rugăminte, ci verbul de aici este la imperativ, adică este o poruncă. Nu vă vorbiți de rău, fraților. Adică opriți-vă să mai faceți așa ceva. Asta înseamnă că probabil, cel mai probabil, cei din biserica primară aveau între ei astfel de lucruri. Se întâmpla, era o realitate ceea ce vorbea Iacov. Și Iacov vine și spune, nu mai vorbiți de rău. Nu vă mai vorbiți de rău unii pe alții. Și vine și argumentul pentru care le poruncește un astfel de lucru.
Când vorbești de rău pe cineva sau când judeci, nu împlinești cuvântul lui Dumnezeu, ci ești judecător. Iar când faci asta, iei locul lui Dumnezeu, pentru că doar Dumnezeu are dreptul să judece. Până la urmă spune Iacov, cine ești tu să judeci pe altul? Cu alte cuvinte, crezi tu că ești cu ceva mai bun decât altul? Ai tu impresia despre tine că ești mai puțin greșit decât altul? Iacov pornește de la a vorbi despre relația cu cei din biserică, dar extinde porunca mai apoi și la orice alt aproape. El spune, nu vă vorbiți de rău, fraților, dar sfârșește prin a spune să nu judeci pe aproapele tău. Adică nu are în vedere doar pe cei din biserică, ci pe toți oamenii. Pe toți oamenii. Practic, aici este vorba despre bârfă. Asta este un subiect pe care de multe ori îl cam ocolim sau nu îl discutăm foarte mult. Poate că uneori și cred asta, cred că fiecare dintre noi fie a fost în postura celui care bârfește, fie în postura celui care este bârfit. Și mie poate că mi s-a întâmplat să fiu atras într-o astfel de capcană și se poate întâmpla oricui, ni se poate întâmpla poate din greșeală, din neatenție, să ajungem într-o astfel de situație. De obicei când se bârfește nu se spun lucruri pozitive, da? Bârfă nu înseamnă a spune ceva bun despre cineva, ci orice lucru rău pe care l-ai auzit sau îl știi despre cineva îl transmiți mai departe și altora. Știți, se întâmplă câteodată și poate ne gândim câteodată, așa simt nevoia să spun cuiva ceea ce mă pasă. Dar mi se pare că este atât de greu de multe ori să găsim acea persoană în care să avem încredere și să zicem, dacă îi spun unei persoane, nu mă spune mai departe. Se spune că odată trei prieteni s-au întâlnit într-o frumoasă zi de primăvară. Și s-au plimbat o vreme și apoi s-au așezat pe o bancă și au început să povestească și la un moment dat unul dintre ei spune, știi ceva, suntem buni prieteni, toți trei suntem buni prieteni. Cred că ne-ar prinde tare bine dacă am împărtăși între noi așa lucrurile cu care ne confruntăm, lucrurile cu care ne frământăm, ce avem pe suflet. Și toți trei sunt de acord că e o idee foarte bună. După un moment de tăcere, că nu știa care să spargă gheața, unul dintre ei spune, știți ceva, vreau să vă împărtășesc că am o problemă cu alcoolul. Îmi place să beau și uneori beau cam mult. Și ceilalți doi așa oftează profund, așa, a tristețe. După o vreme de tăcere spune și al doilea, dacă tot primul și-o deschis inima, să vă spun și eu problema cu care mă confrunt. Îmi plac jocurile de noroc. Și investesc mulți bani acolo. Câteodată sunt atât de pornit să câștig bani și să fac rost de bani de oriunde. Și când ajung pe la biserică, câteodată îmi vine să iau bani din cutia milei. Și din nou ceilalți oftează așa profund. Și acum așteaptă după cel de-al treilea. Cel de-al treilea tăcere. Și trece un timp, așa, nu spune nimic. Ceilalți doi îl încurajează, hai, spune ce ai pe suflet, spune-ne și tu. Uite, vezi, noi am împărtășit care-s problemele noastre, spune și tu care-i problema ta. Și el tot ezită și spune, adevărul e că nu prea știu cum să vă spun despre problema mea. Ceilalți îl încurajează, hai, poți să spui că e secretul tău în siguranță cu noi. Și al treilea spune, vedeți voi, problema mea este că sunt un bârfitor incurabil și abia aștept să plec de aici. Simți nevoia uneori să spui cuiva, dar poate că nu găsești persoana potrivită. Dragii mei, vorbim despre tot felul de păcate, dar nu considerăm bârfa sau judecata ca fiind o chestiune chiar așa de gravă. Cred că ar trebui să fim foarte atenți la astfel de aspecte, pentru că ele sunt cât se poate de serioase și cât se poate de grave. Și nu au ce să caute între credincioși.
Poate că uneori ne gândim, păi bine, și atunci ce să povestim când ne întâlnim? Atunci când vorbim la telefon, despre ce să mai vorbim? Că dacă nu aflăm noutățile despre X sau despre Y, n-avem temă, n-avem subiect de discuție. Dacă avem o astfel de frământare, Apostolul Pavel ne dă soluția. Și spune în epistola către Efeseni, ce vorbiți între voi, cu psalmi, cu cântări de laudă, cântări duhovnicești, și aduceți laudă Domnului. Ce să vorbești când te întâlnești? Caută astfel de subiecte. Caută astfel de subiecte. Amintește-ți că atunci când bârfești sau când judeci pe cineva, nu-i locul lui Dumnezeu. Doar El are dreptul să judece pe cineva, pentru că doar El este perfect, desăvârșit. Atunci când judeci pe cineva, o faci de pe o poziție de superioritate, ca și cum tu ai fi mai bun decât celălalt. Dragii mei, în biserică nu ar trebui să existe astfel de lucruri. Este cumplit să fii bârfit, dar la fel de rău este să fii bârfitor. Cum bârfa este ceva ce se întâmplă în ascuns, să știi că Dumnezeu s-ar putea să scoată la iveală la un moment dat lucrurile ascunse. Dacă cumva practicăm astfel de lucruri, trebuie să înțelegem că dacă vrem să trăim în lumina veșniciei, dacă vrem să trăim cu conștiința prezenței lui Dumnezeu, trebuie să fim atenți să nu luăm locul lui Dumnezeu. Judecata este doar responsabilitatea lui Dumnezeu și nu trebuie să fim noi cei care transmitem știrile către alții. Acum, cum putem rezolva problema aceasta? Cum putem să rezolvăm o astfel de problemă? Întâi de toate, toate lucrurile încep cu pocăință. Întâi de toate trebuie să începem cu pocăința, adică să ne uităm în noi și să vedem și dacă cumva găsim în noi că există un astfel de duh, să cerem iertare Domnului. Și pocăința după aceea continuă cu mărturisire, cu renunțare la un astfel de păcat. Un alt lucru pe care trebuie să-l facem este, și vă încurajez la asta, de fiecare dată, să încercăm să găsim lucrurile bune care sunt într-o persoană. Am mai spus-o și cu altă ocazie și o repet. Ceea ce este rău îți sare în ochi. Când cineva face ceva greșit, imediat ai văzut. Când face ceva bun, te faci că nu-l vezi că face ceva bun. Sau chiar nu observi lucrul acela. Dar când cineva greșește, imediat ai observat greșeala lui. Dar, dragii mei, în semenii și în frații noștri nu sunt doar lucruri rele, sunt și lucruri bune. Da, uneori trebuie să le căutăm mai atent, dar ele există și trebuie să le scoatem în evidență. Mai ales atunci când poate ești într-un context în care cei din jur spun doar lucruri negative despre o anumită persoană, tu încearcă să le punctezi pe cele pozitive, că toți au lucruri bune. Toți au lucruri pozitive. Dacă te uiți numai la cele rele, doar pe ele o să le vezi de fiecare dată și nu vei putea să faci altceva decât să te aliezi cu ceilalți. Un al treilea lucru care cred că ajută, dacă totuși vezi că o persoană tot greșește, decât să o judeci, mai bine ai începe să te rogi pentru persoana respectivă. Eu cred că ajută foarte mult. Poate ajuta la schimbarea persoanei, dar poate că face lucruri greșite, poate face lucruri rele. Dar roagă-te nu doar ca Domnul să schimbe persoana respectivă, ci roagă-te ca Domnul să-ți schimbe ție gândirea. Să te ajute pe tine să vezi altfel lucrurile. Și apoi, dacă vezi că nu poți rezolva problema nicicum, poate că ar trebui să schimbi anturajul sau prietenii, care poate te împing la astfel de lucruri. A trăi în lumina veșniciei înseamnă să nu intri peste atribuțiile lui Dumnezeu. Adică să fii atent. Fără bârfă, fără judecată, nu vă vorbiți de rău, spune Iacov. Dar un al doilea lucru la care ne vom opri în această dimineață, foarte pe scurt. A trăi în lumina veșniciei înseamnă să ții cont
de scopurile lui Dumnezeu atunci când faci planuri. Și spune Iacov de la versetul 13, ascultați acum voi care ziceți astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga și nu știți ce va aduce ziua de mâine, că și este viața voastră. Iacov aici are în vedere acei oameni de afaceri, dar nu doar pe ei. Dar în vremea lui Iacov, negustorii luau produsele din cetatea lor sau dintr-o altă cetate și mergeau într-o altă cetate, stăteau acolo o vreme până când vindeau acele produse, cu banii câștigați, cumpărau altă marfă, mergeau în altă parte și așa mai departe. Și Iacov spune, voi vă faceți astfel de planuri. Vă faceți planurile că veți cumpăra, veți vinde, mergeți, veți sta acolo în cutare cetate un an de zile, veți face negustorie. Dar, până la urmă, nu știți ce este viața voastră. Nu vă dați seama că viața e așa de nesigură. O imagine pentru noi astăzi, mai ales în perioada verii, când mergem pe la piață, vedem acolo tot felul de oameni, da? În special din Oltenia. Vin oameni din Oltenia cu tot felul de produse să le vândă. Și stau până când își vând marfa, până când vine toamna. Cam așa se întâmpla și în vremea lui Iacov. Dar este o problemă aici. Când vorbești despre oameni de afaceri, ei întotdeauna au un program și un scop în tot ceea ce fac și se pare că au toate detaliile acțiunilor viitoare. Și Iacov spune, voi ziceți astăzi sau mâine vom merge și vom face și așa mai departe. Dar asta ni se întâmplă și nouă, nu doar oamenilor de afaceri. Ne facem planurile și nu-i greșit să le facem. Dar problema este că Iacov aici scoate în evidență un aspect. Totul în ceea ce îi privește pe acești oameni este centrat pe ei înșiși. Lipsește ceva din toată discuția. Observați, spune Iacov citându-i pe astfel de oameni. Noi vom merge, noi vom sta, noi vom face, noi vom câștiga. Și parcă oarecum am recitit cuvintele lui Lucifer redate de Isaia 14 când spune acolo, mă voi sui în cer. Astea erau cuvintele lui Lucifer. Dar eu mă voi sui în cer. Eu îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Eu voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor. Eu mă voi sui pe vârful norilor. Eu voi fi ca cel prea înalt. Totul centrat pe propria persoană. Egocentrismul își are rădăcina în cel rău și egocentrismul îl exclude pe Dumnezeu. Asta era problema celor din vremea lui Iacov. Problema nu era că își făceau planuri. Problema era că în planurile lor nu era inclus personajul principal, adică Dumnezeu. Atunci când trăim în lumina veșniciei, îl implicăm pe Dumnezeu în ceea ce vrem să facem. Asta înseamnă să nu mai fim egocentrici. Și cum putem realiza asta? O să vorbim în detaliu cu ajutorul lui Dumnezeu duminica viitoare. Dar aș vrea acum, pentru săptămâna care ne stă înainte, să luăm această decizie ca în fiecare zi, din săptămâna care ne stă înainte, să o trăim în lumina veșniciei. Fără să intrăm peste atribuțiile lui Dumnezeu și atunci când facem planuri, să-L implicăm pe Dumnezeu în planurile noastre. Nu noi trebuie să fim în centru, ci Hristos trebuie să fie în centru. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Amin. Vă invit să vă ridicați. Haideți să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea ca fratele Radu Pașca să se roage lui Dumnezeu cu voce tare la încheierea părtășiei noastre. Închinăm în fața ta, Tatăl Sfântului și Cerului, și în numele Domnului Iisus, venim să-ți mulțumim pentru că și în această zi, binecuvântată de tine, am putut fi în locul acesta la părtășie, la închinare și la ascultarea cuvântului tău. Și-ți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru că până acum tu ai testat harul, bunătatea și îndurarea ta, dragostea ta față de noi. Îți mulțumim pentru că și în această zi ne-ai vorbit prin cuvântul tău. Dorim ca acest cuvânt să-l primim în inima noastră și apoi el să lucreze prin Duhul Sfânt la transformarea noastră după voia ta. Da.
dorim ca să împlinim cuvântul Tău, nu mai să fim ascultători, ci în toate acțiunile noastre să Te implicăm pe Tine, pentru ca să ieșim biruitor și Tu să ai plăcere asupra noastră. Te rugăm să-ți binecuvintezi copiii Tăi de la închinare și în această zi, binecuvântările Tale să fie peste biserica Ta din loc în continuare și în săptămâna care urmează și ajută-ne ca în toate lucrurile pe care noi le facem și în fiecare zi să lucrăm și să umblăm în așa fel încât Tu să-ți lucrești plăcerea în viețile noastre. Te rugăm ca să rămâi mai departe și la despărțire cu noi și dorim ca numele Tău să fie binecuvântat, slăvit și onorat acum și pentru veci de veci. Amin. Și harul bogat al Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cer și părtășia Duhului Sfânt, să fie și să rămână cu noi de acum și până în ziua veșniciei. Amin. Amin.